Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint prietenul meu de la Arad, care schiază impecabil și se cațălă pe unde nu se cațălă. El este Joel Toroc, ne-am cunoscut acum ceva ani la Bușteni și de atunci îl considerăm prietenul nostru, pentru că vă aduceți aminte de Joel. Este cel care a dus steagul Neața cu Răzvan și Dani pe un vârf, acoperișul lumii, cum zic foarte mult. Sigur, niște activități pe care noi le-am executat în chip prietenesc și despre care au aflat toți, dar de apreciat, ne-a apreciat mama, cam acolo suntem. Jolt împlinește anul ăsta 30 de ani de alpinism. Da, și ea-ți crede că are 30 de ani el, dar nu. Aș vrea să am 30 de ani, este un an special pentru mine, într-adevăr, 30 de ani de alpinism, m-am ținut de meseria asta 30 de ani. A venit împreună cu Romeo Popa, Neața, din ei venit Romeo, și cu Teo Vlad Teofil, bună dimineața. Bună dimineața. Toți trei au înfăptuit ceva, ca să vă întreb... Să vă întreb așa, ca profanul, de unde veniți? Chiar din Himalaya. Aia zic, unii zic de acasă, am venit cu 41-le, ăștia vin din Himalaya. Ce ați făcut acolo? Știu că ați avut o încercare, o mare provocare, un versant cu o rată de succes de sub 10% sau ceva de genul ăsta. Vârful Pumorii, pe care l-am urcat, are o rată de succes foarte mică. Da, noi ne-am gândit la un pic mai mult decât atât, ne-am gândit să continuăm proiectul pe care l-a început Joel Toroc împreună cu Vlad Căpușan anul trecut, să deschidem o rută nouă pe versantul sud-estic. Anul trecut Joel v-ați oprit, nu? La un moment dat? Da, în 2017 am avut o încercare în acest perete gigantic. Și a trebuit să ne oprim, a fost dramatică expediția respectivă, am avut parte de vreme foarte, foarte rea, până la urmă colegul meu a fost luat de o avalanșă și târât zeci de metri, l-am oprit în coardă, am hotărât că vom coborî la bază. Ați fost față în față cu moartea, ca să o spunem pe... Se poate spune și așa, dar în momentele alea tu nu prea realizezi acest lucru. Abia când ați ajuns la bază, nu? Poftim? Când ați ajuns la bază, v-ați dat seama ce s-a întâmplat de fapt? Da, și a trebuit mult timp să prelucrăm eșecul și să ne dăm seama unde am greșit, ce am putea să remediem. Bineînțeles că sufletul nostru și gândurile noastre erau tot legate de peretele respectiv, deci am început ceva și vreau să terminăm. Dar anul acesta m-am întors cu alți colegi, cu Teo, cu care am mai fost pe Nanga Parbat, și cu Romeo, cu care am avut câteva ascensiuni în munții noștri, și așa s-a coagulat echipa. Am schimbat strategia, am schimbat foarte multe și ați găsit o rută nouă? Am avut o mega reușită. Ați găsit ruta nouă pe care... N-a fost o problemă să găsim, a fost o problemă dacă din punctul din care ne-am întors în 2017 se mai poate continua și dacă într-adevăr această creație, pentru că ruta nouă este o creație, se poate duce până la bun sfârșit și noi am reușit acest lucru. Romeo, ce a fost cel mai greu în expediția asta? Ce ți s-a părut cel mai greu de realizat? Inițial am crezut că acțiunea în sine ar putea fi pentru mine, așa era în mintea mea, că știam că peretele e mare, vorbim de 1000 de metri de perete și am crezut că... Spui perete când are o înclinație de? După părerea mea, nu știu... E drept, ce să mai, e drept. Mai, între 75 de grade și uneori 90. Cei care și-au construit case de curând sau și-au renovat apartamente știu că perete... De multe ori perete drept nu înseamnă perete drept decât după, mă rog, după ce dai banii constructorilor. Dar aici e, așa a făcut mama natură, să fie al naibii de greu, hai să o zicem pe române. Da, da. Deci, nu ți s-a părut la început că aventura întregul ei este dificilă, dar acolo... Cățărarea în sine, pe măsură ce am intrat în traseu și ne-am intrat în element, a început să fie cumva ceva firesc. O oboseală mult mai accentuată decât în munții noștri, apropo de altitudine, însă lucrurile în anvergura, în ansamblul lor, cumva, efortul cumulat, să spunem că s-a adunat, și m-am plâns mai tare de rucsac și, nu în ultimul rând, poate chiar înainte de rucsac, de nopțile pe care a trebuit să le dormim în perete, deoarece am fost trei într-un cort de doi
Și au fost uneori după o zi de cățărare, trebuia să săpăm două ore, două ore jumate, trei, ca să putem pune cortul. Am avut patru nopți dormite, mai multe nopți dormite, dar în patru locuri, și a trebuit să săpăm de fiecare dată, să amenajăm. Ce ați săpat? Că nu înțeleg. În gheață? În zăpadă de mai multe consistențe, cu o lopată metalică. Ca să puteți, să puteți monta cortul și să dormiți cumva într-o... Sau măcar să avem un loc. Scorbură. Două dintre aceste patru nopți nici măcar n-am reușit să punem cortul. Am săpat doar ca să avem unde să ne întindem parțial sau să stăm un... Am să dormit stăm pe niște peste praguri. Noapte. Și chiar dacă ziua are 12 ore de lumină, noi n-am putut să folosim cele 12 ore de lumină pentru înaintare doar. Adică a trebuit să ne oprim din timp, dacă am văzut un loc cât de cât posibil să noptăm acolo, să amenajăm bivuacul, așa se numește. Asta înseamnă 2-3 ore de muncă, te instalezi în speranța că a doua zi vei starta de undeva, de unde ai dormit mai comod. Câte dacă zile a durat ascensiunea? Dus întors în tabăra de bază 9 zile. Mamă. 3 all zile. Inclusiv? All inclusiv, deci 4 zile cu perete. Cu acces la spa, cu totul lui tot, nu? Cort de 4 stele. Cort de 4 stele, da, cort de 2 persoane, că era mai mic. Cine dormea deasupra? Bănuiesc că erau 2 și 1 deasupra, nu? Erau 3 etaje, era ca la cușetă. A, dormeați unul, da. Cine stătea la mijloc? Da, nu, răspundeți la întrebarea asta. Vă mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi. Ce urmează foarte pe scurtă, Jean? Care e planul? Că știu că tot timpul tu ai misiune. Deci eu, în primul rând, vreau să ajung acasă. Îmi doresc asta de foarte mult timp. Și după ce a trecut o perioadă, pot să mă gândesc la un următor proiect. Avem în plan foarte multe proiecte, dar să vedem și cu finanțarea, să vedem ce se va mai întâmpla. Sper să rămână echipa noastră tot așa. Dar să vă luați un cort mai mare. Vă mulțumim tare mult, Joel Torăc, Romeo Popa și Vlad Teofil, artiștii care au venit direct din Himalaya pe canapeaua de la Neața. Ce ați văzut sunt imagini de săptămâna trecută de la această ascensiune. Felicitări, vă ținem pumnii, ce să zic, mândri de voi. Nu pot să spun. Mulțumim.